Salut, salut, sunt Andrei Roșu și nu de mult am văslit 38 de zile într-o barcă de doar 8 metri în mijlocul Atlanticului. Și am supraviețuit chiar dacă am avut o mulțime de incertitudini, de provocări și de situații stresante. Izolare, furtuni, dor de familie și de prieteni, răsturnări ale bărcii, discuții contradictorii cu colegii de văslit, coliziuni cu balene, hrana raționalizată și absența confortului cu care eram obișnuit. În plus am rămas sănătos atât fizic cât și psihic, cred. Și pentru că situația actuală seamănă din multe puncte de vedere cu aventura de pe Atlantic, prietenii mei de la Kaufland m-au rugat să împărtășesc cu voi din experiența mea, astfel încât să traversăm împreună cu succes și în siguranță acest ocean de incertitudini. Primul gând pe care l-am atunci când mă aflu într-o situație grea este că momentele dificile sunt temporare. Repet, momentele dificile sunt temporare. Pot dura o săptămână, o lună sau mai mult, dar până la urmă lucrurile vor reveni la normal. În plus, o întrebare pe care mi-o pun atunci când mă aflu într-o situație dificilă este: cum pot depăși cu succes acest moment? Cum îl pot depăși cu succes? Am observat că această întrebare mi obligă creierul să ofere soluții. De exemplu, în mijlocul unei furtuni care, după cum spuneam, va trece la un moment dat, în loc să mă întreb, oare de ce se întâmplă asta tocmai acum și tocmai mie, tocmai nouă, prefer să mă concentrez pe lucrurile concrete pe care le-am de făcut, astfel încât barca și echipajul să fie în siguranță și toată lumea într-o stare de spirit foarte bună. Deci, cum putem depăși cu succes această perioadă? În primul rând, respectând recomandările autorităților pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Sună poate un pic frustrant, dar nu este pentru prima dată când ne confruntăm cu reguli și proceduri. Cred că ne-am confruntat cu ele încă din copilărie, când aveam voie să facem anumite lucruri, iar altele ne erau interzise pentru binele nostru. Chiar și într-o barcă nu poți lua startul și nu poți să ajungi în siguranță pe partea cealaltă a oceanului dacă nu respecti în proporție de 100% indicațiile și regulile impuse de organizatori. Apoi, concentrându-ne pe ce avem de făcut azi și acum, adică luând fiecare zi pe rând. Indiferent că lucrezi de acasă sau de la birou, concentrează-te pe ce ai de făcut azi, acum, în viața profesională și în cea personală. Dacă ai determinat un proiect, termină-l. Dacă ți-ai luat un angajament, respectă-l. Dacă ai de cumpărat diverse lucruri pentru tine și familia ta, care să-ți ajungă pentru următoarele 2-3 zile, fă o listă și cumpără-le. Apropo, nu e nevoie să umpli 10 cărucioare, nici măcar noi nu am făcut atâtea cumpărături pentru a traversa în 4 un ocean, sau să te duci personal la Kaufland. În multe orașe poți comanda prin aplicația Glovo și astfel respecti recomandarea de distanțare socială, astfel încât să ieși mai repede cu toții din această situație. Acum, ca și într-o barcă din mijlocul oceanului, avem două variante de a ne trăi fiecare zi, fiecare moment. Una în care suntem paralizați de frică și de îngrijorare, gândindu-ne, aoleu, ce se va întâmpla, ce va fi, și una în care ne continuăm viața cu noile limite și limitări și alegând să fim conștienți și de jumătatea plină a paharului. Poate că petrece mai mult timp cu familia, poate că aerul pe care respirăm este mai curat, poate ne redescoperim anumite pasiuni, hobby-uri din copilărie, poate reluăm sau începem proiecte abandonate de-a lungul timpului, poate ne odihnim cu adevărat și citim mai mult, poate ne lărgim orizontul, poate facem mai mult sport chiar și doar în interiorul casei noastre, poate ne resetăm nutriția astfel încât să ne hrănim sănătos, poate descoperim rețete noi, abilități noi, cine știe, poate ne auzim la telefon sau facem videocall-uri cu rude, prieteni, colegi sau oameni din trecutul nostru cu care nu am mai vorbit de ceva timp. Poate ne împrietenim mai bine cu tehnologia, pentru că acolo este viitorul. Poate ne apucăm de grădinărit dacă stăm la curte sau dacă stăm la bloc, poate ne comandăm online niște ghivece cu plante comestibile. Și cred că această listă cu lucruri bune, pozitive din viața noastră ar putea continua la infinit. Acum, chiar dacă stăm în casă de câteva zile, nu cred că este cazul să ne simțim singuri, suntem cu toții în aceeași barcă, chiar dacă ne vedem doar online. Voi reveni în următoarele zile cu câteva strategii, recomandări și lucruri concrete pe care le putem face, astfel încât să avem un moral foarte bun
să rămânem sănătoși și să ne păstrăm în formă, fără kilograme în plus, până când ne vom putea revedea cu toții în locuri publice. În parcuri, în mall-uri, pe stradă, în săl de sport, la teatru, la festivaluri sau la Kaufland. A, și acum poate te întreb ce caut afară dacă ni s-a recomandat să stăm în casă. Ei bine, sunt într-o scurtă pauză pe balcon pentru un pic de soare și pentru a-mi iuda plantele. Ta-da! Pe curând!